ziua, dragile! Vă salut la o nouă lecție de limba română! Știți că hărnicia aduce bucurie și succes! Vă aduceți aminte poezia Omul Harnic? Dintr-o prune crește un prun, din alune un alun, dintr-o ghindă un stejar, din arțar tot alt arțar, dintr-o nucă nucră sare, drumul crește din cărare, din izvor, fântână, râul, iar din bob răsare grâul. Omul harnic din ce crește? Din copilul ce muncește. Deci, omul harnic crește din copilul ce muncește. Copii, dar cum munciți și ce faceți pentru a avea succes? Sunt sigură că ați răspuns. Învăț bine, citesc, scriu, desenez, vorbesc frumos, o ajut pe mama. Copii, astăzi la lecție vom vorbi despre oamenii care deja au succes. La lecție vom cunoaște numele unor oameni de succes din Moldova, vom răspunde la întrebări, vom desena, vom cânta, vom recita poezii. Vai, copii, avem un oaspete! Priviți atent filmulețul, ascultați și ghiciți cine este! De bravi sunteți! Ați ghicit! Acesta este Guguță, prietenul copiilor. Dar știți cine e autorul cărților despre Guguță? Acesta este scriitorul Spiridon Vanghelie. El a scris cărțile Guguța și prietenii săi, Cușma lui Guguță, Banca lui Guguță. Elevi, vă propun să jucați puțin rolul lui Guguță. Guguță este foarte prietenos. El vrea ca sub cușma lui să încapă mulți copii. Însă, cușma crește doar când faci lucruri frumoase. Gândiți-vă și spuneți ce fapte bune faceți. O altă persoană de succes din Republica Moldova a fost marea cântăreață, Maria Bieșu. Am vorbit la lecții despre această mare cântăreață. Numele ei îl poartă astăzi Teatrul de operă și balet din orașul Chișinău. Ca să devii un mare cântăreț, trebuie să fii talentat și să exersezi foarte mult. Vă propun să cântați un cântec pe care îl cunoașteți cu toții. Thank you.
Aplauze tuturor! Bravo, copii! Elevi, a fi pictor nu e deloc simplu. Nu e ușor să fii un pictor adevărat. Ai nevoie de muncă, răbdare și foarte multă sârguință. Acesta este pictorul Igor Vieru. Ați știut că cărțile despre guguțe au fost ilustrate de Igor Vieru? Haideți să desenăm și noi! Vă gândiți și desenați un obiect la alegere. Povestiți ce ați desenat, ce culori vă plac. Vă place să desenați? Foarte populari sunt dansatorii și sportivii. Dar cunoașteți câte ore muncesc ei? Multe! Știu că și voi practicați sportul și dansurile și cunoașteți câte ore petreceți la antrenamente. Ați auzit, desigur, de renumitul club de dansuri Codreanca sau de tenismanul Radu Albot. Vă propun să faceți și voi puțină mișcare. Vă ridicați și repetați mișcările din cântecel. Vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, calc așa. Dacă vesel se trăiește, calc așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, calc așa. Dacă vesel se trăiește, bine e. Dacă vesel se trăiește, bine e. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bine e. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bine e, bine e. Bravo, copii! V-a plăcut să dansați? La lecțiile de limba română ne-am întâlnit de atâtea ori cu vestitul poet Grigore Vieru. El este numit și poetul copiilor, deoarece încă de la grădiniță copiii învață poeziile lui. Ascultați atent câteva din poeziile lui Grigore Vieru. Soare, soare, domn Bălai, spune, câte raze ai? Sau că nu știu, măi nepoți, câte am, ajung la toți. Soare, soare, domn frumos, la cât stai lumină jos? Nu știu, eu nu socotesc pe cât mângâi și încălzesc. Vine calda primăvară, ies brândușele afară. După dânsa vine vara, s-a copt grâul și secara, vine vara. După vară vine toamna, strânge mere dulci cu mama. După toamnă iarna vine, albe văi, albe coline, iarna vine. Băiat, cât fulgușorul, s-a pornit cu plugușorul. Aho, 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 plugul lung, nu mai sfârșește, băiețelul obosește. Aho, 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 și când tace băiețelul, spune plugul clopoțelul. Tiling, 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 tiling. Pâine albă coace, noi spurtăm voios, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Tata fluiere ne face, noi cântăm duios, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. În
înfloresc în jur copacii, cerul luminos. Pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos! Vine ploaia peste lungi, cu picioare albastre, lungi, pic, 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 pic. Grâul crește mare în spic. Iată, ca pe țârieci, prind în palme stropii reci. Ploaie, tu de unde știi să crești pâine în câmpii? Ce poezie ați recunoscut? Desigur, ați învățat poeziile Mulțumim pentru pace, Țărișoara mea, Acasă. Împreună cu părinții, recitați și voi o poezie. Guguță zice că ați fost foarte harnici la această lecție. Ați recitat poezii, ați cântat bine, ați desenat frumos, ați răspuns și la întrebări, ați aflat despre oameni de succes din țara noastră. Voi sunteți viitorii scriitori, poeți, pictori, sportivi, medici, învățători, adevărați patrioți ai țării. Pentru a avea succes, trebuie să fiți harnici ca albinuțele. Vă doresc succese! La revedere!